Bună dimineața, Andrei, căci e dimineața acum când înregistrăm noi. Bine, te-am regăsit. Bine ai venit și hai să vedem ce facem în partea a treia, în care vorbim despre ce o să urmeze la Crilia. Am vorbit în prima parte despre cine este Andrei Hoisescu omul și ne-am promis că o să aflăm mai multe despre tine, așa că să te mai descrucim puțin. Am vorbit în a doua parte despre Andrei Hoisescu profesionistul și ce înseamnă experiența ta profesională de până acum. Hai să vedem ce facem la Crilia. Și o să mă leg de o bucățică din ceea ce știi tu să faci, care mă doare și pe mine în acest moment, cu unul dintre clienții cu care lucrez, și anume partea de procese dintr-o organizație. Pam, pam. Da, Știu știu că că... tu zâmbești, dar pe foarte multă lume sperie. Ceva nu sună bine în cuvântul ăsta. Cred că trebuie să găsim noi o altă denumire ca să-l facem mai marketabil. Cum mai denumim? Trebuie să ne gândim. Nu gândim, promitem. Da, da, da. Zona de procese m-a pasionat cred că de prin facultate, când înțelegeam eu procese în fizică și ce se întâmplă în natură. Și apoi, după ce am început să lucrez ca angajat, mereu îmi doream să fac lucrurile mai bine, cu mai multă ușurință, cu mai puține resurse, să fie mai repede și așa mai departe. Și aici am apucat să studiez de peste tot ce înseamnă procese, de când au fost ele gândite de înaintașii pe acest domeniu. Foarte interesant, de prin Japonia, de prin America, chiar și prin Europa au fost câteva inițiative. În România mai puțin. Motiv pentru care eu eram foarte entuziast să implementez tot felul de principii de peste mări și țări, dar ce să vezi, că nu prea se potriveau cu cultura noastră. Și atunci mi-am dat seama că trebuie, de fapt, luat din fiecare școală de business process acele lucruri care se pot potrivi în cultura din România. Acum tot să mă contrazici dacă eu mănânc ciomperci aici, dar cred că la noastră cultură organizațională, dacă ne referim strict la cultură organizațională românească, da, fără influențe din multinaționale sau mai știu eu ce vine din afară, avem această mentalitate a eu știu să le fac pe toate. Contrazice-mă. Fac și delivery, fac și nu știu ce, văd eu cum Da, fac și reușesc și fac și cealaltă, îmi mă descurc. amintești de un vecin care avea un butic în colțul blocului, amintesc că eram eu mai tânăr, și exact asta vedeam cum le făcea pe toate. Nu cred că realiza că toate erau, de fapt, procese înlănțuite și așa mai departe, dar cu siguranță avea un proces de achiziție, un proces de negociere, un proces de, nu știu, stock management, poate chiar și finanțare, pentru că avea un caietel pe care nota pe alți vecini care l-au pe datorie. Le făcea el pe toate, și adevărul e că, indiferent de companie, dacă este one-man show sau dacă e o companie de 4.000 de oameni, aceste procese există, ele se derulează, altfel nu ar putea funcționa compania. Acum discutăm dacă ele sunt sau nu oficiale sau formalizate, asta e altă discuție. Aici ideea de bază e că dacă vrei să îți îmbunătățești activitatea, să ai performanțe financiare, să reduci costurile, să livrezi calitatea mai bună și așa mai departe, trebuie să îți cunoști procesele și să le poți îmbunătății. E foarte simplu, dacă nu le cunoști, n-ai ce să îmbunătățești. Eu știu că noi doi am discutat despre bucățica asta și din prisma durerilor pe care le am eu cu clienții mei, și știu că vorbeai despre descoperire de procese, că tu faci asta, ajuți companiile să-și descopere procesele pe care ei le au deja. Sau poate că unii fac ușor diferit același lucru și alții fac un pic altfel și de ce să nu discutăm și să ne aliniem să facem cu toții același Corect. lucru. Și vorbeai și de creare de procese, acolo unde ele e nevoie să fie puse în loc, să fie Regândite, implementate. poate, na, sau business process reengineering. Sunt o grămadă de termeni dintre aceștia.
process, discovery, modeling, re-engineering și așa mai departe. Da, Da, se face toate. e important să știm ce avem, să uniformizăm și e important să aducem procese în companie atunci când ele poate nu sunt neapărat identificate, apar n-am. Nu, ai dreptate. Ai dreptate. Da? Sunt situații în care trebuie să inventezi procese. De exemplu, dacă ai un nou serviciu sau un nou produs, va fi ceva nou. Dacă ți amintești de mult, dacă aveai un cont la bancă și vrei să depui niște bani, era un formular pe care îl completai, te duceai la un ghișeu și Așa. era Cu acolo ștampila. o doamnă, da, care îți lua formularul, banii și se ducea undeva în spate și cred că îi ducea. Îți imaginezi că era un cont tău. După care facem fast forward în zilele noastre. Ai banii pe card, îi muți de unde vrei, unde vrei, între continente, între bănci, între aproape instant. Aproape instant. Aici n-a fost eficientizare de proces, că nu am eficientizat cât de repede prelucrat doamna de la ghișeu banii. A fost un proces re-engineering, a fost o gândire a unui proces nou, luat de la zero. Nu mai are nicio legătură cu ce făceai înainte. Da, atunci când avem nevoie de procese noi, le rezolvăm. Aș vrea să, pentru cei care se uită la noi, pentru noi vorbim despre viitorul Crilia și probabil că tu sau noi împreună vedem cum combinăm lucrurile, vom sprijini organizațiile să se uite la procesele lor și să crească în zona asta, să-și eficientizeze performanța și din prisma proceselor. Care ar fi orientativ, la modul super, super general, că atât avem timp astăzi, o călătorie, să zicem, a unei organizații care dorește să își pună la punct procesele. Cu ce începe, ce ar trebui să facă un pic pe parcurs și cum se încheie acest proces? Cred că sunt două condiții esențiale atunci când o companie vrea să se apuce de acest business process management approach. Și prima condiție este să își dorească cu adevărat. Pentru că declarativ sună bine, da, ce bine ar fi să avem și noi procesele definite, să știm ce face stânga, ce face dreapta, cum să ne aliniem, să existe predictibilitate și... dar de aici și până... Nu are un proces și nu implementează nimeni, nu respectă nimeni acel proces pentru că. Da, deci acest lucru trebuie comunicat în companie și adoptat ca un obiectiv strategic, pentru că e o schimbare de mentalitate, practic. Nu mai facem după know-how din căpșoarele noastre, ci punem know-how pe hârtie și gândim ceva cu toții mult mai eficient. Și a doua condiție este să-și asume descrierea proceselor, menținerea lor la zi și îmbunătățirea lor continuă. Trebuie să se gândească și la eficientizarea acestui proces de identificarea proceselor, pentru că statistic într-o companie sunt 150 până la 300 de procese. Nu toate trebuie definite și urmărite. Trebuie găsit acel sweet spot între efort și rezultat care să-mi dea mie eficiența dorită pe companie. Deci nimeni nu o să documenteze 150 de procese. Nu cred. Nu e fezabil. Ok, deci ne uităm la impact versus effort. Effort versus Exact. impact. Da? Ok, wonderful, minunat. Tot de partea asta de procese cumva ține și, mă rog, e conectată partea de project management. Da? Că tu la Crilia vei face și training de project management. Da? Da. Da, vei face și Da, project pentru management. că chiar implementarea unui business process management approach e un proiect. Asta voiam să zic și eu. Da. Așa. E un proiect și mă gândisem eu la zona asta de project management și aș fi vrut să te întreb care crezi tu că este cea mai importantă abilitate pe care e nevoie să o aibă un project manager?
Aici cred că e un răspuns cu care toți specialiștii în project management sunt de acord. E simplu, comunicarea. Aproape 90% din timpul unui project manager reprezintă comunicare, într-un fel sau altul. Scrisă, vorbită, meeting, one-on-one, cifre, raportări, negocieri. Chiar dacă ai tool-urile, template-urile, know-how de cum trebuie gândit un proiect și cum trebuie implementat, tu, în final, ca project manager, vei comunica majoritatea timpului. Și dacă nu ai aceste abilități, o să-ți fie cam greu. De aici, eu cred că un training, un program de project management trebuie să aibă o componentă foarte serioasă pe zona de comunicare. Comunicare organizațională, comunicare interumană, deci toate aceste aspecte. Comunicare cu echipa. Da. Da. E foarte bine că ai pomenit despre acest aspect. Știi că eu glumeam cu tine și ziceam, vezi că te bași peste mine, că eu fac partea asta de comunicare, tu fac partea asta de project management. Dar da, partea de comunicare este o componentă importantă, ce înseamnă să pui cap la cap niște lucruri, care și lucrurile alea țin de alți oameni, de alte departamente, de alte lucruri. Și cred că e momentul să zicem acum că la Crilia noi doi vom crea o combinație și așa o să-i zicem că asta e cuvântul nostru preluat din trainingul din iunie, o combinație de project management cu soft skills care să fie diferită de tot ce există la momentul actual pe piață în materie de project management, tocmai pentru că vine și acoperă foarte bine bucățica asta de soft pe care project managerii e nevoie să o dezvolte în relațiile cu ceilalți oameni, folosind tool-urile și instrumentele și nebuniile pe care e nevoie să le folosească un project manager, la nivel tehnic, da? Că e în zona de producție, că e în zona de IT, că e în zona de ce o fi. Și atunci, da, va exista o combinație pe care o vom scoate în lume curând, corect? Foarte corect și chiar mă gândeam de ce oare nu sunt programe de felul acesta în care componenta de comunicare să fie mai importantă. Mă gândesc că e mult mai ușor să pleci de la un training după 3 zile cu un pachet de tool-uri, template-uri și instrumente de project management pe care le poți folosi de a doua zi. Dar dacă vrei să dezvolți abilitățile de comunicare, asta cere un pic de mai mult timp. Da. Și cred că se sperie oamenii să asumă așa că hai, domnule, se descurcă, lasă, ne trimite un mail, mai vorbim noi într-o ședință, ne mai certăm, mai... Da. Dar mi se pare esențial. Lipsa unei comunicări eficiente poate duce la probleme mari în organizație. Nu se mai ating obiectivele, apar frustrări în echipă. Sunt foarte multe elemente care pot să degenereze dacă nu există o comunicare eficientă. Abia aștept să văd și eu varianta finală a ceea ce înseamnă project management cu pachetul ideal de soft skills pentru un project manager, nici să se întindă pe 10 ani de viață, cât e nevoie să-ți dezvolți la nivel fundamental abilitățile astea soft, dar să fie timpul minim de învățare pentru impactul maxim în proiectele pe care le au. Ce mai vrem noi să facem la Crilia în viitor, dragă Andrei? Ziceam și când ne-am întâlnit și de câte ori ne-am mai văzut că planul meu este să ieșim cumva din, o să zic, piața națională și să mergem către piața chiar și internațională, să vedem ce putem dezvolta apropo de business, process development și project management, cu componenta adăugită de soft skills, dar în principiu să facem focus pe România, da? Facem focus pe organizații care au nevoie de dezvoltare în zona de project management și de business project management. Așa. Ce mai vrem să facem la Crilia? Sau, uite, de ce? Eu știu de ce te-am vrut la Crilia.
da? Pentru toate abilitățile astea pe care le aduci ca plus valoare și probabil că deja ascultătorii noștri au observat că există o diferență de, o să zic energie, dar nu în chestia asta, partea asta de calm și de răbdare pe care tu o aduci în echipă, care va ajuta ca lucrurile să meargă așa mai așezat, mai structurat și planificat și organizat, așa cum îți place ție. Și eventual cu un Excel alăturat. Și cu Excel, da. Și cu Excel. Deci, de ce lacrimea? În primul rând, experiența pe care am avut-o în trainingul din iunie și cel din iulie mi-a arătat că putem să construim lucruri foarte faine împreună și ne e chiar ușor să facem asta. Și e un lucru destul de rar. L-am întâlnit atât de rar încât m-am hotărât să profite de acest de lucrul acesta. Da, din ce în ce mai rar întâlnești oameni cu care să rezonezi, să poți să construiești ceva împreună. Zona geografică Moldova mi se pare că are mult potențial. Se mută sau au venit deja companii mari în regiune. Și cred că e nevoie și de experiență profesională și de traininguri adaptate la ce se întâmplă acum, în mediul acesta foarte dinamic, în care ne desfășurăm cu toți activitatea. Și da, și asta a fost un alt aspect care m-a atras. Mă bucur că spui lucrurile astea și în public. Așa. Și aș vrea să, știi cum, să dau înapoi reciproca, că da, văd și eu în colaborarea noastră o potrivire de stil, de abilități, de cunoștințe pe care, dacă le punem cap la cap, cu siguranță vor aduce plus valoare viitorilor clienți, scrie. Da? Mai aflăm noi ce mai facem, țineți aproape că o să povestim. Avem un plan să facem un episod întreg de podcast cu Andrei și cu cineva din zona de HR, să ne uităm puțin la ce înseamnă project management, să mai descoperim puțin ce se întâmplă acolo. Altfel, Andrei, eu îți mulțumesc tare mult că ești alături de noi și hai să facem lucruri faine. Și eu îți mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitate. Cu siguranță o să facem lucruri fine, nu se poate altfel. Nu văd Nu alt avem outcome scăpare. de aici. Ai. Da. Bun. Învățare bună tuturor, că așa închei eu toate episoadele de podcast și ținem aproape. Ne-am aproape. La revedere!